BC Timișoara face parte dintr-o grupă puternică în noua competiție europeană masculină, care se numește FIBA Europe Club Competition. Echipa antrenată de Dragan Petricevici va juca cu echipe din Polonia, Letonia și Lituania. FIBA Eurocup Competition are 24 de grupe împărțite în două conferințe. Primele două clasate se califică în faza următoare, alături de cele mai bune 4 locuri 3. Meciurile se vor juca începând din 28 octombrie și se vor încheia în 2 decembrie. Pentru bănățeni, competiția europeană nu are obiectiv bine stabilit. Sunt extrem de mulțumit că este un an în care vom juca din nou cupe europene. Ne întoarcem practic în basketul european după 3 ani. Ultima prezență a noastră în competițiile europene a fost în 2012-2013 în Euro Challenge, în grupele Euro Challenge. Suntem practic înapoi într-o competiție europeană și vom juca în acest sezon în noua competiție a Federației Internaționale de Basket, FIBA Cup. O competiție extrem de puternică, o competiție care s-a creat ca urmare a aducerii multor echipe de valoare din Eurocup și a păstrării echipelor care în ultimii ani au evoluat în Eurochallenge. Faptul că în noua competiție europeană vor evolua echipe de tradiție ca Cibona Zagreb, ca Nimburg, multă vreme echipă de Euroligă, ca Lucoil Academic, ca Ostende, multipla campioană a Belgiei, care de altfel se și înscrisese în Eurocup, a renunțat și a venit în această competiție. Atât de multe echipe importante și atât de mult basket frumos o să avem ocazie să vedem la Timișoara. O să facem tot ce ne stă în putință. Promisiune ușor de făcut, obiective foarte ușor de trăsat, pus pe hartie și lipit în față. Să știți că noi, fără să ne trăsăm niște obiective oficiale, trebuie să existe și ele, bineînțeles, mereu avem un obiectiv care ne-am trăsat singuri. Acest obiectiv este victorie oriunde și oricând se poate. Nu cred că trebuie să privim către un obiectiv. Trebuie să luăm pe rând meciurile. Sunt două competiții interne plus noua competiție europeană. Vor fi lovituri, înfrângeri, dar trebuie să rămânem uniți. Trebuie să luptăm în fiecare secundă, asta e cel mai important. Așa vor veni și oamenii să ne vadă dacă vom avea atitudine. Pe 28 octombrie, Leii din Banat vor juca în Letonia, iar apoi 3 meciuri acasă, cu formația poloneză pe 4 noiembrie, cea din Lituania pe 11 noiembrie și returul cu gruparea letonă în 18 noiembrie. Ultimele două jocuri vor fi în deplasare, cu Turov în 25 noiembrie și pe 2 decembrie în Lituania. Notătorii băimăreni au cucerit lacul Clujan-Tarnița. Delia Ana Covaci și Ștefan Gherghel au fost cei mai buni la proba de 6,5 km în ape deschise. Gherghel a reușit să doboare recordul în această probă, înotând cei 6500 de metri într-o oră, 20 de minute și 30 de secunde. Aceeași distanță a fost parcursă de Delia Ana Covaci într-o oră, 39 de minute și 58 de secunde. 20 de minute. Plăcere, răbdare. Ai o oră și ceva ca să te gândești la multe lucruri. Am zis că pentru mine e un pic mai ușor, că nu de vreo 30 de ani, dar pentru ceilalți care sunt în spatele meu, cred că e foarte deosebit. Cred că lor ar trebui să le dați în timpul. Și tot în proba de 6500 de metri, dar la categoria sub 20 de ani, băimăreanul Mihai Naș a obținut cea mai bună performanță, finalizând cursa pe locul 2 în clasamentul general, după antrenorul său, Ștefan Gherghel. Timpul obținut a fost de 1 oră, 24 de minute și 14 secunde. Treptat, lotul pentru sezonul următor al echipei de basket feminin, Universitatea Goldi și Cimarad, începe să se contureze. Conducerea clubului a completat grupul antrenat de José Aruiu cu o jucătoare experimentată din Serbia. Noua achiziție este Brankica Hatsovic, are 34 de ani, 1,75 metri înălțime și este coordonator de joc. În ultimul an a evoluat la o echipă de primă ligă din Ungaria. În carieră, ea a mai jucat pentru echipe din Serbia, Bosnia, Ungaria și Bulgaria. Până acum, la gruparea arădeană au mai sosit alte 5 jucătoare, Anca Stoienescu, Sârboaica Jevmia Karakasevic și alte 3 americance, Shanta Dyer, Monique Reid și Kristen McCartney. Din lotul care a încheiat sezonul trecut și-au anunțat plecarea 5 jucătoare, Megan Simmons, Monica Engelman, Katrin Pluff, Hannah Demeter și Alina Crăciun. Mai sunt sub contract Andreea Mercea,
Andra Manea și Luminița Manta. Rămâne incertă situația cu Monica Broșoschi, dar se așteaptă că ea să rămână cel puțin pe un post de antrenor secund, deși ea ar dori să mai joace. Nu se știe încă despre Suzana Milovanović, Ildikó Nagy, Laura Brunfield și Olena Zambrusca. Turneul internațional de șah, Banca Feroviară Astra Open, este programat să înceapă joi după masă. Tot joi dimineață, festivalul șahist va începe cu tradiționalul turneu de Fischer Random. Turneul se va desfășura la sala polivalentă, începând cu ora 10:30 pe parcursul a 7 runde în sistem elvețian. Ritmul de joc e de 5 minute cu 3 secunde adiționale după fiecare mutare. Poziția de start va fi trasă la sorți computerizat înaintea fiecarei runde, participanții având câteva minute înainte de începere la dispoziție pentru a se obișnui cu poziția. Câștigătorul va fi premiat cu 150 de lei. Se vor mai premia primii 3 clasați la general, cel mai bun junior sub 18 ani, locul 1 la sub 2000 ELO și primele 2 locuri la performanță. Campioana Minaur a început cu stângul seria meciurilor de pregătire din Germania. Băimărenii au pierdut primul amical disputat în fața nou promovatei în Bundesliga Leipzig cu 29-26. Meciul a început echilibrat, cele două echipe mergând umăr la umăr până la finalul primei reprize, când gazdele s-au distanțat pentru prima dată la 3 goluri, avantaj pe care l-au păstrat până la pauză, scor 14-11. În debutul actului secund, echipa germană a mărit avantajul la 6 goluri. Minaur a forțat și a încercat să revină în meci, însă gazdele au reușit să-și ajudece victoria pe final cu 29-26. Inal Aftiulin și Marius Adoveac, fiecare cu câte 6 goluri, au fost principalii marcatori ai băimărenilor în acest meci. Minaur joacă astăzi cel de-al doilea meci din Germania în compania echipei USV Halle, iar pe data de 6 august împotriva celor de la HV Springe. În perioada 8-9 august, campioana va participa la Spar Council Cup, unde va evolua în grupă împotriva echipelor Vesprem și Fuchse Berlin.